Salut internetul grăiește! Eu sunt Alex Bureț și astăzi în cadrul emisiunii Internetul grăiește tire cârpa umedă o să vă prezint categoria cel mai umed cebanism. Cred că pentru început este nevoie de o mică introducere. Cine este primarul popular Alex Bureț? Câteva șantiere din capital au intrat în vizorul unui inspector care nu are însă nicio legătură cu primărie. Este vorba de un caricaturist care joacă rolul unui funcționar public și scoate în evidență problemele capitalii, parodiindu-le. De cele mai multe ori, ținta caricaturilor sale este chiar edilul capitalii Ion Ceban. Prin postările făcute pe rețelele sociale, tânărul spune că își dorește să dezvolte gândirea critică a oamenilor și să-i ajute să discearnă mai ușor populismul și lucrurile făcute de dragul fotografiilor de cele într-adevăr importante pentru oraș. Alex Bureț, cel mai bun primar. Alex Bureț, cel mai bun primar. Alex Bureț, cel mai bun primar. Primarul popular nu este primar de buzunar. Asta e. Nu degeaba m-au invitat să prezint această categorie. Sunt expert în domeniu. Am studiat cebanismul încă din clasa a șaptea. Am răsfoit sute de ziare și de reviste. Și am scris două cărți. Prima este Pista de biciclete, exemplul Chișinăului, și a doua, de ce Ion Ceban nu o să fie primar a treia oară. La categoria cel mai umed cebanism, Nata și Andrei m-au rugat să prezint trei opțiuni. Mă gândeam să fie lansările partidului MAN, dar au fost patru la număr. Mă gândeam să fie votarea așa numitor puzuri sau novostroici. Dar ele sunt zeci și sute în oraș. De aceea m-am limitat la trei opțiuni. Prima, cum Ivan Ceban oprește traficul din Chișinău. Privim la ecrane. Treci pe acolo că noi 5 minute avem aici. Ce pot să spun? Destul de inspirațional. De atunci, de fiecare dată când vin la primărie, parchez în acel loc. 2. Cum Ivan Ceban stinge luminile în oraș pentru un minut. După aceasta, desigur că Vania a mers și a aprins sute de mii de luminițe în tot orașul, în contextul unei crize energetice. Eu am urmat exemplul și am mers și am stins luminile, dar nu pe toate, doar pe cele de care nu are nevoie acest oraș. Și opțiunea câștigătoare? Corect. Favorita voastră. Izolarea subteraniei cu penoplast. Am fost și am investigat personal. Penoplastul nu corespundea după gost. Era prea subțire. Astfel, câteva milioane au zburat la câine sub coadă. La inițiativa mea va fi pus încă un strat de penoplast care va rezolva problema.
Acesta a fost topul celor mai umede cebanisme la emisiunea Internetul Grăiește, ediția Cârpa Umedă 2023. Vă mulțumesc, Nata și Andrei, că mi-ați oferit ocazia să vorbesc cu alegătorii. La mulți ani!